Leacul, se lecuiește depresia? Cum se lecuiește? În dependență de severitate și în dependență de uh, tipul de depresie uh, există nivele de intervenție. Deci, dacă depresia este situațională, dacă este în rezultatul la o problemă care apare. Pierderea unui bătrân. Da, un da, braxel, ceva, da. Exact, dar e depresie, nu este un doliu sau pur și simplu o reacție acută la stres a, și severitatea este ușoară și până la medie, nu, adică nu există ideație suicidară și de automutilare atunci tra linia întâi și doi de intervenție sunt intervențiile nemedicamentoase, psihologice sunt inter este consilierea, este ventilarea emoțională, sunt diverse a, a, metode psihoterapeutice de activare mare corporală și dacă nu ajuteți este terapia cognitiv comportamentală și alt tip de psihoterapie depinde la care vă place să mergeți. Și într-adevăr la o intervenție uh, bine structurată de exemplu terapia cognitiv comportamentală are protocol de 6 ședințe dacă se merge bine pe toate ședințele într-adevăr persoana da nu se tratează dar Preia anumite instrumente de coping și strategii de ieșire din situația respectivă. Dacă depresia este deja de tip endogen sau este severă, linia întâi de intervenție este neapărat medicamentoasă și sunt medicamentele antidepresive. Aici vreau să punctez și să reiterez nu tranquilizantele și nu se teamă că este ceva. Sunt medicamentele pentru depresie, sunt antidepresivele care uh, uh, nu provoacă dependență și care, uh, la o doză ajustată bine, pot uh, scoate persoana din impas.